Bine ați venit la o nouă și ultima întâlnire a grupului GDD din această vară, care s-a terminat, cum am anunțat și pe grup. Spun câteva cuvinte înainte să-i dau cuvântul lui Ciprian, care l-a doua prezentare astăzi la noi. Îi mulțumesc foarte mult că contribuie la grup. Pentru cei care nu au fost de la început, majoritatea nu ați fost de la început, ideea acestui grup s-a născut accidental. Mă rog, nu neapărat accidental. Inițial, grupul l-am făcut în ideea de a avea un fel de comunitate, sport pentru un curs opțional nou care urmează să îl fac eu în Facultatea de Informatică în anul 3, semestru 2, deci practic începând în februarie, ceva de genul ăsta. Am făcut grupul pe Facebook. În primele două ore de când am creat grupul s-au înscris 50 de oameni. În primele două zile a ajuns pe la 150, în momentul în care am zis, ceva aici se întâmplă interesant, mai mult decât mă așteptam. Așa că am rebranduit, să spun, grupul, l-am despărțit de ideea inițială de a fi ceva premergător cursului, acum nu are efectiv nicio legătură cu acel curs. Și efectiv s-a transformat într-un fel de comunitate de game design and development, mă rog, orientat în primul rând spre învățare. Și chiar vorbeam la tine urmează să începem că, na, este multă nevoie de educație în direcția. Bună. Aș da și voi pe profesor. V-am păstrat niște locurile cele mai bune. Ok. Bun, deci practic ceea ce se termină acum nu este în niciun caz grupul. Activitatea online rămâne 100%, poate mai intensă chiar decât a fost până acum. Întâlnirile fizice, am și eu nevoie de o mică pauză, a fost o vară destul de intensă. Chiar am primit întrebări de ce fac două ori pe săptămână. Și răspunsul foarte pe scurt este pentru că s-a putut, fără niciun alt lucru. Adică atâta timp cât au venit măcar 5 oameni la o prezentare și a existat un speaker, am lăsat lucrurile să meargă cu intensitatea maximă la care s-a putut. Și mă bucur extraordinar de mult că am ajuns de 6 septembrie și avem, cred că, mai bine de o lună în care am avut două prezentări pe săptămână. Ceea ce mi se pare foarte bun. Și subiecte destul de variate. Bun, deci să zicem, încheiem această aventură de vară. Eu urmează să mă gândesc cumva și să văd și cum, cam până pe 15 septembrie, probabil că voi ști cam cât de aglomerat voi fi cu ori la facultate în primul semestru și mai departe. Urmând, nu știu, cel mai devreme spre finalul lui septembrie sau prima săptămână a lui octombrie, să reluăm întâlnirile, probabil într-un format similar, aproape sigur, nu, cu siguranță nu de două ori pe săptămână. Cel mai probabil am văzut că și pe grup s-a votat cam o dată la două săptămâni. Acum vedem, depinde și câtă disponibilitate există din partea unor potențiali speakers sau vedem, ne mai gândim. Ok, bun, deci cam asta am vrut eu să spun. Mă bucur că totuși, nu că totuși, mă bucur că există un interes pentru game development. Am fost foarte bucuros că s-a putut face ceea ce s-a făcut această vară. Am fost, vă spun sincer, și un pic dezamăgit, pentru că mă așteptam la mai mult, din partea publicului, mă refer. Adică sunt foarte bucuros că există cel puțin unul, două proiecte, jocuri, care se află în lucru de către membrii grupului. Sincer, mă așteptam la 6-7. Okay. Bun, dar cred că tocmai despre asta vom vorbi astăzi cu Ciprian. Așa că
Uite, pun camera pe tine ca să încep să vorbești. Ok, so, ultima dată când ne-am văzut, am vorbit un pic mai mult despre ce să faci ca să poți să faci un joc, să tu stabilești așteptările, să nu te arunci la ceva foarte mare și zic că a fost o prezentare destul de amuzantă. Da, a fost destul de multe râsete, acum zic să trecem cu ceva un pic mai serios. Și anume, cum să-ți faci o carieră în domeniul ăsta și cum mă refer la o carieră, cum să ieși în evidență, cum să te vinzi, că e vorba unei companii sau să te vinzi ca un developer independent de jocuri, de a fi la noi că sper că toți vreți să aveți succes cu jocurile voastre și că aveți un gol care vreți să urmați. Problema e că sunt niște lucruri care o să intervină în domeniul carierei, care s-ar putea să vă scoată pe traiectoria de game dev. S-ar putea să chiar succesul în sine să vă omoare la un moment dat și o să pune destul de mare accent pe chestia asta. Pentru cei care nu au fost ultima dată aici, pentru că consider că e important să aveți un raport, să știți ce vreți voi să faceți, ce face persoana care vă predă o anumită lecție sau vă prezintă ceva. Dar nu vin din mediul academic, nu sunt marketer, nu sunt publisher, sunt game designer care știe să facă programare. Și ca designer sunt genul de om care simte că are ceva de spus, astfel n-aș fi designer, și că trebuie să muncesc pentru chestia asta. Și ce vreau să spun pe scurt, e că n-am nici cea mai mică idee ce fac. Și când spun asta, spun că n-am nici cea mai mică idee ce fac, I make shit up, I'm winging it as I go, dar știu, și până acum știu, să fac decizii foarte bune. Principal, totul se reduce la, n-am o strategie pentru tot drumul care îl parcurg, dar tactica mea de la tură la tură este foarte solidă. Și, în primul rând, să clarific ideea de ce bottom-up. Pentru că modul clasic de a învăța de la o carte, de la un profesor, de la cineva, este tu ești aici, știi care este golul și ai anumiți pași care îi urmărești. Da, vrei să vezi C++, ai luat o carte, vezi la ce nivel de API și tutorial care sunt funcțiile, care sunt variabile, cum stau trend, și la final vezi, ai învățat C++ conform cărții. Bottom-up-ul se referă la învățare prin explorare. Știi ce știi tu, știi unde vrei să ajungi și începi să o iei pe diferite cate posibile. Și dai peste multe de rând. Durează mult mai mult să înveți felul ăsta. Dar înveți și capeți o experiență mult mai mare decât în stilul clasic de a învăța. Și merg pe ideea ca și game developer, în afară de cursul domnului profesor care urmează să vină din februarie, nu sunt multe alte locuri de unde să căpătați această experiență decât dacă o urmăriți pe internet sau luați informații la persoane ca mine sau luați un engine și vă apucați să faceți ceva în el. Și dacă vreți o carieră în domeniul ăsta, trebuie să spun că să vă pregătesc să vă dau niște heads up-uri pe care eu n-am avut parte până acum și regret că n-am avut parte de ele, pentru că au fost cazuri în care am avut un succes enorm și nu știu ce să fac cu el. Și din cauza asta au fost cazuri în care I was actually burned out în ultimul hal posibil și am vrut să ies din domeniu, am vrut să ies din carieră, am vrut să renunț. Și o să trecem prin experiențele și situațiile astea, o să trec alături de voi și sper să vă pregătiți pentru ele. Și primul și mai importantă chestie, absolut unde vă uitați pe internet, dacă vreți să fiți un indie dev, dacă vreți să faceți un joc de al vostru, că presupun că planul nu este mă duc să mă angajez într-o corporație și o să lucrez acolo ca un developer și îmi spune altcineva ce să faci, o să lucrez ca muncitor cu plantație. Unde se aplică, că sunt și alte firme mai micuțe, mult mai simpatice, în care aveți o libertate mult mai mare. Dar toată lumea spune, trebuie să failuiești foarte repede și foarte tare. Și așa înveți, prin iterații, că atunci când facem un program, când facem ceva. Și cu fiecare greșeală înveți ceva și treci mai departe. Problema e că nimeni nu vorbește despre faptul că trebuie să te pregătești să privești. Adică în momentul în care ai dat greșit, să știi că ai un backup undeva acolo, o plasă pe care să te susții. Și absolut toate informațiile pe internet, cred că vreo două, trei exemple, nu oferă și detaliul ăsta. Și, de exemplu, Extra Credits, dacă știți de pe YouTube, presupun că este cel mai bun canal care puteți să învățați game dev, care există la ora actuală. Sunt băieți cu experiență, băieți care expun lucrurile foarte clar, foarte simplu și dau exemple bune, dar până și ei au sărit peste etapa asta importantă de care eu m-am lovit și de care foarte mulți alții m-au lovit sau lovit, pardon. A fost o discuție mai devreme cu Phil Fish și cu Fezul pentru cei care au venit mai târziu și anume faptul că au avut un succes foarte mare, a apelat și dreptul mare aici din industrie că n-a mai rezistat. Și ideea este, vreți să faceți jocuri, pregătiți-vă patul pe care o să picați, pregătiți-vă salteaua. Pentru că oamenii nu vorbesc și se întâmplă după ce pregătiți. Și nimeni nu spune că voi poți să fii vești, da, din motive financiare și asta e un joc, n-a avut un succes și ai închis firma și te duci și te angajezi undeva și cu asta, pe asta sau ai primit atât de tare cu un joc, n-a avut critical acclaim, lumea te-a criticat în ultimul an, a zis că e cel mai oribil joc din lume, ai intrat în depresie, nu poți să mai faci jocuri. Sunt niște chestii foarte comune care se întâmplă, nu există fail, că n-a fost marketat cum trebuie sau doar că jocul n-a fost bun sau că n-a făcut suficient bani. Că poți face un joc care te aduce 250.000 de euro venit net care să-i pui în buzunar, dar marketing și statul și toate alea la 400.000 de euro. Jocul a fost un succes, dar nu cât să te ducă să țină mai departe. Și chestia e, ce puteți să vă faceți?
ca să vă pregătiți de lucrul ăsta. Și o să vin cu niște exemple proprii și cu niște experiențe proprii în care am trecut. Și undeva prin 2012, eram într-o situație cât de cât dificilă din mai multe aspecte și personale și cu munca, dădusem demisia de la GameLoft, o bună cu foarte mare pe Twitter, că am dat peste un pixel artist foarte bun, un om care sunt în continuare legătură și care a lucrat la, cred că, cel mai mare proiect din viața mea și cel mai important. Și am să pornim împreună să facem un joc. Jocul se numea Mutant Gangland și o să vadă și un trailer. Îmi cer scuze pentru cei care sunt momentan online, cum să-l vadă foarte frimuit. Inițial, și cred că am zis și asta ultima dată, când vorbesc de game din perspectiva de designer, mă refer la jocurile care vrei tu să le faci, care au un set de valori morale sau personale care vrei să le impui. Ori în cazul meu a fost, vreau să fac jocuri care să-mi aducă o stabilitate financiară să pot să le fac în continuare, care să fie rapide, minimaliste cât de cât, să nu fie complicate, în special că vreau să fie jucate de foarte multe persoane, de preferat cât mai portabile, asta înseamnă că am toate platformele pe care pot să-mi pun mâna, inclusiv și telefonul, deci automat, fiind și un joc de telefon, nu poate să aibă cațiunea de vreo 3-4 ore. Și cu Mutant Gangland am pornit la drum exact cu ideea asta. Și am reușit, să emulăm succesul care l-a avut Advance Wars, un joc care la un moment dat a fost doar legat la Nintendo, pe Game Boy Advance, pe Nintendo DS, sunt până și pe 3DS, dacă îți fac anunțul băieții până la capăt, spoiler warning. Și a prins într-un moment în care piața era disperată de așa ceva. Speram ca fiind un joc de nișă să am ceva noroc pe el, să fie 100-200 de eyeball-uri pe el, să le arăt alor mei că mă mutasem în Buzău, renunțasem la game, nu renunțasem la București, făceam un pic de freelancing și mă mutam cu ai mei acasă, ca să am un safety-net. Speram să le arăt alor mei, păi uite, am făcut un joc, am lucrat un an la el, mi-a dus $200, deci asta înseamnă că mă atâtea beri care pot să te au gândit ăsta până cu prietenii în oraș. Problema este că nu m-am pregătit foarte tare de ce înseamnă să dai unei piețe împrumutate de ceva ce își dorește. Și am pus trailerul, am făcut un post pe Reddit în care am descris jocul. Jocul l-am lăsat într-o stare incipientă încă de alfa, era toată mecanica din Advance Wars din Skirmish pus acolo. Și ne pregăteam pe lângă joc, dacă are succes, să-i dăm drumul la câteva chestii, noi, cum ar fi, nu știu, hărți care să-l fac comandată în mod de multiplayer și să băgăm comandanți, editorul lor, să fie un fel de campanie liniară în sinea sa, exact cum era cea din Advance Wars, să mergem mai departe cu jocul. Asta în condițiile în care trecea de anumită marjă de vânzări. Problema e că nu m-am așteptat la cea urmat imediat după și vreau să spun că doar în primele săptămâni am apărut mai mult de vreo 500 și ceva de publicații online foarte mari, publicații din Olanda, publicații Elixir Plus din Spania, front page pe Pocket Gamer care ne-a adus un coverage absolut enorm, au fost oameni care făceau live stream cu jocul nostru, au fost interviuri cu noi puse direct pe Twitch la streamer care aveau 2000-3000 de follower live în momentul acela. Băieții la Gaming on Linux s-au îndrăgostit și de faptul că eu am dat, a fost prima dată când am dat un joc cu sursa deschisă, gen, asset-urile sunt ale artistului, sursa faceți ce vreți, dați-i, jucați-vă cu ea, și a prins și pe comunitatea de Linux extrem de mult. Și ceea ce a urmat a fost întâi o senzație foarte de eliberare, de mândrie foarte mare, în momentul în care intri pe YouTube și vezi let's play-uri, review-uri, two girls, one quick look, deja mă așteptam să fie o chestie în primul dubiu și că când iese, a fost foarte bine. Și pot să spun că economic vorbind, Mutant Gangland, fiind al 7-lea joc care lansam, a avut un succes foarte mare din punct de vedere al profitului, mult, deci cu mult peste toate jocurile puse la un loc până la el. Dar a fost un eșec. And I got burned out. Și nu din cauza că n-am putut să mai lucrez în continuare la joc, a ajuns la un punct de la care era mult prea complicat să fac AI sau alte chestii. Și pentru că nu mă pregătisem mental
De ce înseamnă să ofer suport la un joc cu sute de oameni care joacă, care vorbesc mii de oameni constant despre tine pe Twitter? Și am ajuns la concluzia că jocul nu se vedează tot dacă este din cauza economică sau din cauza criticii. Pentru că ce am făcut proiectul ăsta, că era un proiect de suflet, eram independent, am scăpat din industrie, fac ce-mi doresc eu, fac exact ceea ce mi-am dorit, am un artist care e din nota 10, am găsit pe cineva să facă sunetele, plătit totul, deci nu era vorba nici de royalty share la un moment dat, era totul făcut să fie exact ca o lansare AAA la un scop mai mic. Și a fost extrem de obositor din punct de vedere emoțional, tipul a ascultat ce s-a întâmplat. Pentru că am început să apară primele chestii Twitter, că a fost foarte greu, că AI-ul este foarte dificil, primeam SMS-uri la oameni cu AI-ul tău este dat naibii și nu poți să-l câștigi și nu poți să joci și a trebuit să vină. Îl face mai simplu, face părți anumite speciale ca să facem AI-ul să-ți descurce cum trebuie, ca oamenii să poată să-l joace. Și a urmat după aia o serie foarte mare de suport, de partea oamenilor, erau oameni care mi-au pus în viața mea, sau care n-am lobby, care se spuneam că mă iubesc, că le place jocul foarte mult, erau vedete, erau indie dev star, rising stars, nu neapărat cu o grămadă de bandă, dar erau deja cunoscuți, care vorbeau despre el. Dacă țineți minte platforma de la UIA, când a ieșit, era consola independentă, o chestiuță micută bazată pe Android, succes foarte mare pe Kickstarter, foarte mulți oameni și l-au luat. Ne contactaseră să portăm jocul pentru ei, niște băieți de la un site de review din Spania ne contactaseră că, băi, uite, vreți să vă facem feature la joc, să-l punem pe front page, e genial, nu ne plac jocurile de strategie, jocul vostru e super, dar faceți și voi niște localizări în spaniolă, pentru că nu știm engleză. Și ne-au contactat pentru chestia asta și deja eram cu vreo 5-6 locuri diferite, să ne ocupăm de o portare pentru UIA, să facem portarea de Mac, să facem portarea de Linux, să facem să meargă și pe telefoane și pe calculator, să dăm drumul la release, să trebuie oameni care vreau content nou. Și a fost efectiv o invazie. La un moment dat erau sute și sute de mail-uri, de feedback, de suport, iar am găsit un bug, am o sugestie, cum ar fi să meargă jocul în felul ăsta, dar ai băgați ăla, de ce se numește robotul așa? Erau băieți, erau comunități întregi de turn-based fan game, de, nu aș spune neapărat fanboy, dar efectiv fan, ai jocuri de strategie turn-based, în nișă care au considerat-o că fiind mică, care, they actually blow it out of proportions. Dacă spunea cineva, băi, am chef să joc un TBS, erau absolut oricând o persoană genială ca lui Castro, care se apoi încearcă în Mutant Gunner, încearcă chestia asta. A, există Advance Force acum 2 ani într-un tweet, uite jocul ăsta care a ieșit acum, care e pe stilul ăla. Și a fost efectiv un amalgam foarte, foarte, foarte mare, care a sărit pe noi. Toma a trebuit să facă față la nivelul de artă, la nivelul în care erau oameni care cereau merchandise cu jocul ăsta și la început, n-ai experiență, nu știi să spui nu. Exact etapa aia, care vezi că îți merg lucrurile cum trebuie și că e un succes mare și ești like, poți să facă absolut tot. Vezi figurine, face figurine. Vezi tricouri, face tricouri. Vezi postere, imediat avem postere pentru ei. Nu credeți că jocul e un pixel art în care modelezi 48x48, facem poster de A4 sau A2, care e cel mai mare dintre ele. Și îl trimite și o să iasă cum trebuie. Și ne-am aruncat acolo. După aia a venit succesul financiar foarte repede. La un moment dat care ne-a dat peste cap când am ajuns top seller, numărul 2 pe IGO. Itch.io fiind un fel de platformă la Steam pentru developeri independenți. Cel mai simplu dacă sunteți cu muzică e să-l comparăm cu Bandcamp-ul. În care vii, îți pui jocul, îți asiguri singur marketingul, ei îți oferă tot felul de soluții de procesare al banilor, îți dau statistici, îți dau key-uri. E un store care recomand din suflet pentru toată lumea care vrea să lanseze un joc undeva, înainte să lansați pe Steam, băgați-l pe aici, considerați o etapă beta, o să vă aduc 100, 200, 300 de vânzări, dacă jocul e bun. Și o să vă pregătească pentru ceea ce înseamnă o lansare. Și again, valuri de praise-uri și de tot felul de chestii, oameni care deja, eu sunt guys are starting to make money, începuseră să apară vulturii care vă facem noi publishing la joc, o luăm 30% din profit și vin drepturile pe lume la supranos, ne ocupăm de marketing și dacă știți pe cei de la Blackshare Media și sunteți pe Twitter și vă contactează vreodată, vă recomand întoarceți vă și luați-o la fugă. Sunt foarte multe povești doar dacă căutați pe Reddit, pe game-urile despre ei. Și era efectiv un amalgam la care n-am putut să facem față. În special când YouTube-ul a venit cu Content ID System și cu chestiile de monetizare și erau YouTuber și Let's Player care ne contactau, te rog, dă-ne o aprobare ceva să arătăm la Content ID la YouTube că putem să facem, punem ad-uri când îți facem review la joc. Am ajuns cu o poză la un moment dat în care luam dacă YouTube-ul spune ceva, trimite-ți poza asta link pe Twitter-ul meu să vadă foarte clar că aveți permisiune din partea mea să monetizați, să mergeți mai departe cu el. Și după aia a trecut etapa următoare. Oamenii care erau atât de pasionați încât au început să facă fanart-uri, de la fanart-uri simple și niște scribbler-uri și la primul chiar m-am bucurat, că era primul fanart la un joc care l-am făcut eu, la chestii care au început să devină un pic mai complexe,
La postere și cea din dreapta este o litografie cu un personaj din joc. Lucrurile la care mă așteptam. La oameni care s-au pus să-i la conferință, la PAX, în tot felul de alte locuri, la Brez, în Londra, Thomas artistul fiind din zonă și lucrând să le aia, ne trimitea poze cu oameni care purta tricouri cu jocul lui și lucrurile la care au lucrat. Tată cu copil, tot felul de chestii astea la care efectiv, la un moment dat, n-am mai putut să fac față. Din cauza că era presiune prea mare și era o frică absolut uriașă, se dezamăgesc. Și am reușit să trec peste etapa asta de burn, la un moment dat, trebuie să renunț la joc. L-am predat la numelul Thomas, că am zis, eu nu pot. La un moment dat, mie că dacă eu fac o greșeală mare, sunt câteva mii de oameni pe Twitter care abia așteaptă să mă nișeze. Următorul pas era să vină o mafie taiwaneză, ceva să mă aștepta acasă cu o bută de baseball când ies din curte. Și totuși comunitatea care m-a ajutat să trec și totuși aceeași comunitate care m-a aspirat în ultimul hal posibil. Și atunci am înțeles că să ai succes în momentul în care nu te aștepți, e cel mai rău lucru care ți se poate întâmpla, pentru că dacă e da fel, continui, găsești o modalitate, te angajezi la altă firmă, îți revii financiar și o să intrăm în detalii un pic mai încolo și despre chestia asta. Dar dacă e un lucru care mă sperie rău de tot în ziua de azi, că n-are să fac un proiect care să-mi treacă Newton Gamea nu știu ce a făcut atunci. Și mi-e frică că s-ar putea să nu mai fac o dată. Adică nu există, sunt oameni care au succes ca independenți, cum ar fi Blanvier, Zach Gage și multe alte persoane sunt de mai mult. Noci, puteam să vă ca un exemplu. Care până acum vedeți că n-au publicat o carte, 10 pași în care poți să ajungi să ai succes cu absolut orice joc care îl faci. Chiar dacă au un succes de 2, de 3, de 4, de 5 ori, nu e nimic garantat că următorul lor proiectul ăsta cu succes. Și mi-e frică că din cauza că n-am știut cum să-mi fac managementul, cum trebuia, atunci când trebuia, să fie ratat o ocazie foarte mare. Și este o părere pentru cei, o părere, o opinie a celor care vin din exterior, că poveștile astea care a un independent necunoscut peste noapte 500.000 de euro cu un joc care l-a făcut, i-a dat drumul și va rămâne marketing, pe a picor. Care la fel și pe aia, dacă țineți foarte bine minte, și-a închis contul de Twitter și-a retras jocul, a dispărut pentru o perioadă destul de lungă de timp din online, tocmai din cauza asta, din cauza presiunii care a apărut asupra lui. Iar Zach Gage a spus o chestie foarte interesantă, la care aș vrea, în principal, lumea să fie atentă. Și anume, aici am pus doar data de 3, dar după el și după sondajul care s-a făcut în industrie, ai nevoie între 3 și 8 ani ca să ajungi să fii stabil financiar cu jocurile care le faci. Și astea 3-8 ani, pornind la ideea de când te-ai apucat prima de programare și ei vrei să faci un joc și cauți tutoriale pe net. Și din momentul în care te-ai lansat primul joc comercial, că ăsta vine la 5 ani după ce te-ai apucat de programare, nu învățează. E un drum destul de lung. Și sunt foarte mulți indie devs care ajung să aibă faimă. Sunt cei care vedeți Rising Star, deci flambirul de acum 2 ani de zile, nu de acum. Care erau deja cunoscuți, se duceau, țineau conversații, țineau speak-uri, prezentări în tot felul de locuri. Dar era cam greu că trebuia să scoată câte un ban din buzunar pentru biletul de avion. Și, și nimeni nu vine din nicăieri, adică orice developer, că vedeți care succes puștanul ăla la 14 ani cu îndără de Dragon Cancer, în fine, tot un joc care a reușit să prindă acum atracție în ultimele săptămâni. Are 14 ani, dar el a spus, eu fac cu tatăl meu jocul de când aveam 9 ani. Și tata n-a stat 10 jocuri până acum și m-am băgat să mă ajut cu o chestie și am mers pe ideile mele și uite că acum final are succes, dar sunt ani de zile de când s-au chinuit cu chestia asta. Și mai tot de pe internet spune, nu vă grăbiți, aveți timp, 3-5 ani, vă descurcați, o să faceți jocul, la un moment dat o să aveți succes. Ideea care vreau să vă transmit de aici, sper să cu asta, sper să plecați, să fiți pregătiți, să filați. Să fiți pregătiți în ultimul hal și să vă fie frică de succes când nu vă așteptați. Și să nu uitați o chestie care e destul de importantă, gen majoritatea independenților. Și acum, eu încă mai fac jocuri. Și de când am venit la Mobility, am mai scos vreo două jocuri care sunt de vânzare, nu au adus mult bani. 100-200 de euro, unul făcut la un game jam, este genul ăsta, dați beer money de weekend. Dar majoritatea indiilor au un part-time job. Că lucrează la o șaurmărie sau că lucrează la o parcare, bellboy, chestii de genul ăsta. Că teaching assistant, cum era Zach Gage pentru foarte mulți ani din cariera lui. Ca un job de la 9 la 5, cum sunt eu acum cu Mobility Games sau na, cum sunt și alții, sau un soț sau o soție care poate să întrețină finanțele sau chiar un părinte. Cum am întors în Buzău, deci nu mai aveam bani de buzunar. Era și perioada aia în care eram tânăr, eram la gamer și salariul era clar, să ducem primele 10 zile în centrul vechi din București. Adică nu era un loc de discuții. Dar e important dacă mergeți cariera asta să aveți ceva să vă asigură în spate, pentru că atunci când failați, again, să puteți să continuați, să nu picați la ideea care vă ipotecați casa și asta e vă și banca casa înapoi și urmă și fără joc și fără absolut nimic. Și odată ce reușești să aibă succes, again, 3-8 ani, de-abia atunci își renunță la job și continuă pe partea de independent. Și
dacă e o chestie care am învățat-o și care se vehiculează foarte mult, este ca să eviți să failezi la un nivel în care nu mai vrei să te întorci și să eviți burnout-ul, care cu toții îl simțim la un moment dat și după câțiva ani de stat la un job, după de astăzi diferite proiecte, simți că ai întâlnit un burnout, poate fi din cauza mediului, al colegilor, al conducerii sau unei lipse de viziune, simți nevoia să nu mai lucrezi. Și zic că e foarte, foarte important să vezi cum să încerci să iei legătura cu oamenii asemănător ție, cu aceleași goluri. Și aici intervine foarte important comunitatea de game dev. Voi sunteți, la voi e fain. Acum există un grup de game dev în facultate, oameni care puteți să au pornit cam de la aceeași etapă cu voi, sau oameni care vin și țin speak-ul cu ceva multă experiență. Sau oamenii în public care au deja mai multă experiență, dar nu vor să țină speak-ul. Aveți un avantaj foarte mare. Când am pornit în 2007 și o să vină și o poveste din perioada aia, nu aveam chestia asta la dispoziție. Comunitatea de suport erau cei care foloseau Basic-ul, QBasic-ul și Dark Basic-ul în perioada aia să facă jocuri, care erau ca niște hiene pentru chestia să rămână la gâtul altuia, că jocul meu e mai aproape de final pe altul. Cam asta, apoi aici vreo 3-4 proiecte în 5 ani de zile cu engine-urile și cu framework-urile alea. Dar voi aveți avantajul ăsta pentru cei care n-au, există comunitățile de suport online, există Twitter-ul care consider și la ora actuală spun foarte clar, dacă vrei să faci jocuri și n-ai un cont de Twitter pe care să te vinzi cum trebuie, nu o să ai nicio șansă. Pentru că este cel mai ușor mod de a da peste presă, ca alții să te propună presei și ca să poți să vorbești cu publicul tău. Iar presa și cu publicul, din momentul în care au observat că poate să vorbească cu tine, să-ți trimite atâta un mesaj, să spună ce au ei pe suflet, nu poate să fie de suport sau o chestie de răutate, îi face să te adore, să adori interacțiunea cu tine. Și orice interacțiune cu tine, din start, se poate transforma într-o posibilă vânzare. Sunt forumul la fel de Touch Arcade, în principal un portal de review-uri pentru jocuri, majoritatea pentru mobil. Au fost și cazuri în care au mai cu un bonus bine plasat ceva oficialat și jocuri de desktop cu potențial cu pe viitor s-ar putea să iasă mobil, dar na. Sau Pocket Type sau NeoGAF au diferite comunități de nișă care poate să vă ajute să vă marketați. Și puteți spuneți un joc care nu-i cine știe ce chestie, dar ideea să vă scoateți pe voi în atenție, să vă vadă lumea, să fiți în lumina reflectoarilor. Și s-a abuzat foarte mult de pe Twitter de evenimente, cum sunt Screenshot Saturday. Și asta în fiecare sâmbătă se adună zeci de developeri. Deci fac o postare pe Reddit și fiecare își pun screenshot-ul cu la ce lucrează ei, jocul din momentul actual. Și multe sunt doctorate, sunt photoshopate, sunt tot felul de chestii de genul ăsta. Dar se caută să facă o rețea foarte mare de developeri care să poată să marketeze trei, să te ajute. Și asta e o chestie prin care am trecut și așa am reușit să ajut succes cu Twitter Gang and Google. Nu din cauza că marketă foarte mult sau că fac glume pe Twitter la două dimineața când nu pot să dorm. Ai din cauza că a fost oameni care mi s-a părut interesant ce fac eu, oameni care le-am dat niște feedback onest când am dat peste jocurile lor și oameni care au considerat că mai au nevoie de feedback-ul meu și dacă mă ajută ei pe mine, zic că ai vechi, eu te scarc pe spate, tu mă scarc pe mine sau eventual nu cumperi joc, una din două. Sau puteți vă băgați la un game jam. Again, după ideea, dacă ultima dată am vorbit de game jam-uri, era, băi, intrați la un game jam, pe 48 de ore poate termina și ceva și ce mai important lucru. Și nu pasă data asta dacă termina ceva la un game jam. Îmi pasă dacă ajungeți să cunoașteți oameni care participă la game jam-ul ăla, care îți formați o legătură. Erau prin anii 90 până la început, era conceptul de webrings pentru cei care făceau site-uri, care făceau un fel de comunitate cu link-uri de la un site la altul și mergând așa de pe un site cu altul, începeam înapoi la site-ul tău. Și era un fel de cer de asta așa complex și rotund cu diferite site-uri. Cam asta e conceptul care l-a puterea urmat în game jam. Dacă luați un joc făcut de un independent, când intrați în credite, sunt șanse mari să găsiți alte vreo 50-60 de nume pe acolo, deși jocul e făcut de un singur om. Și puteți să descoperiți, adică este o glumă la un moment dat, era un joc ăla cu Hitler pe Wikipedia, în care din câte clipuri ajungi la un moment dat la Hitler sau Germania nazistă. Ceva e genul ăsta și pot. Dacă ai lansat un joc și începi să stai din credințe tale în creditele altor persoane de la un joc la altul, în maxim 9 pași, dacă nu ești foarte consultat, și apoi la jocul tău. Și cineva care te-a menționat acolo. Dacă se întâmplă chestia asta, trebuie să fie vizibil. Și Twitter-ul ca exemplu foarte bun de marketing, am luat și din Newton Yarnia și din jocul care lucrez acum. Dacă vă uitați în partea dreaptă, sunt două bare absolut lungi, cu câteva mii de reply, în care sunt oameni care menționează jocurile respective. Tag-uri, retweet-uri, n-aș dat mai departe, tag-uri de pe store. Și chestia asta ajută extrem de mult la vizibilitate. Și de-aia spun Twitter-ul. Dacă, nu știu, să vinzi un joc, ai nevoie să tragi cu armă, Twitter-ul e Little Boy din Fallout 4.
E o armă de aia cu bombă atomică, care dacă explodează, a atras atenția asupra ta, sau poate să dea un fel foarte mare, că, again, drama și lucruri legați într-un industrie. Dar consider că este mult prea important ca să poată să fie ignorat de către voi la ora actuală sau oricine care face jocuri. Și Reddit-ul la fel. În ultima perioadă sunt câteva canale pentru Reddit. Dacă știți, pe vremuri era Airgame Dev și Indie Gaming care erau principalele. S-a mai împărțit, s-a mai sunt ele, au devenit un pic mai restrictive. Și punctul actual, Reddit-ul se rezumă la comunități de nișă. Dacă faci un joc de strategie, automat trebuie să stai pe RTBS să ți-l vinzi acolo. Dacă faci un joc de Android care nu are in-app purchase-uri și nici ad-uri, deci o chestie premium, stai pe Android Gaming. Mi-am lăsat noi, acum un an de zile, un joc făcut așa într-o lună rapid, Dystopia, am fost pe... În fine, am mai promovat încă unde am putut. În secunda care a ajuns pe Reddit, a ajuns pe vreo 500-600 de site-uri. Am sărit download-urile de la 10-15 download-uri, cât eram noi în echipă atunci care ne-am luat, la 4-5.000, un trailer cu 10.000 de views și foarte repede din cauza puterii care a fost Reddit și faptul că am targetat exact nișa de oameni care vreau așa ceva. Eu, la fel, nu consider la fel de puternic ca Twitter-ul, dar dacă Twitter-ul nu mai bag, ăsta e și el de Dacia. Tot e la destinație. Și cu cea mai devreme important să formați legături cu alți developeri ca și voi, pasionați. Am enumerat aici niște nume care la orice oră, dacă te apucați să faci un joc și ai o întrebare, nu poate că nu-i domeniul lor întrebarea în area lor de lucru, dar oricând sunt pregătiți să vă trimită către o persoană care știe cum să vă ajute, către o persoană care știe cum să vă rezolvă problema, sau să vă ofere suport. Și pentru mine cei enumerat de aici sunt, cred că, motivul pentru care eu și ziua de azi am trecut peste un burnout acela și pentru care am cumpărat în industrie. Și am trecut prin câteva burnout la un moment dat. Dar dacă vreți să aveți succes în Reddit, în Twitter, cu jocul și cu lucrurile voastre, e important să fiți onești, să nu mintiți despre proiectul vostru, nu doctorați imagini, nu promiteți chestii care nu sunt în el. Pentru că, la fel cât de strânsă e comunitatea și să ajută una pe cealaltă, membrii ei, la fel de mult sunt pregătiți să vă anunceți, vă lase baltă, cu ideea să nu faceți o imagine proastă, pentru că deja sunt destul de multe scandaluri, sunt destul de multă dramă în ce se întâmplă aici. Gamergate-ul aproape că ne-a zguduit din temerii la un moment dat, pentru că nu puteai să mai spui ceva online, fără să sară alte 50-60 de persoane cu tine. Și că jucați-vă frumos. Eu, efectiv, experiența de a marketa un joc și de a face să duceți la un punct este un joc gamificat în sine asta, pentru că vedeți direct cu care este evoluția. Ai dat un tweet cum trebuie și cu o poză super interesantă, bum, plus 5 follower, ai postat pe Dacia Arcane și moderatorii a făcut jocul și ți-a pus sticky, bum, 50 de follower și deja am făcut 2 mail-uri din presă. Și puteam să vedeam gamificați în seara voastră chiar jocul respectiv și chiar are și in-app purchase-ul, cum mai găsiți câte un androidgamers.com, care, na, cumpărați un in-app gen un review cu vreo 20-30 de dolari, poate vă apare acolo online, mai dă 2 follower, mai dă 2 follower. Și foarte important e dacă sunteți onești și nu mintiți și săriți și dați feedback cum trebuie și lucrați și alte persoane și ceilalți o să vă ajute. Deci dacă lumea vă place, vă ajută. În momentul de față poți să scot un X și 0. Și l-am pus pe Twitter și băi, am făcut un X și 0 de vânzare, 20 de dolari. Se găsesc măcar vreo 50 de retweet-uri și 50 nu par mult, da? 50 de persoane. Dacă n-ai, eu am 1300 de follow. Când vine Wordless Bumps și dă un retweet cu 10.000 de followeri, care printre ei se află câteva băieți de la voi cu câteva sute de mii de follower și e nevoie doar de unul dintre ei să dea mai departe, s-ar putea să pot să plec în vacanță weekendul ăsta. Și partea cea mai importantă pentru care Twitter pentru mine e cea mai bună dată de marketing, în condițiile în care ai o comunitate de developeri și fani, e că vă ajută să ajungeți la presă. Care presa, nu știu, a încercat careva până acum să dea un mail la Dacia Arcane, nu la Dacia, la Rock Paper Shotgun cu un joc de PC. N-a fost nimic dintre voi. În momentul în care nu ești cunoscut, o să scrii un mail foarte detaliat, foarte mare, în care îi dai vreo 3 discount coduri, nu se vede foarte bine acolo, dar am mers pe ideea, Adam a fost primul meu contact cu el, este un review foarte mare de Rock Paper Shotgun. În principal, băieții ăștia când spun că un joc e bun, băieții ăștia practic dau un telefon la banca ta și spun cât are în bancă, 10 euro, dar mai pune 6 euro. Deci atât de mare trafic și atât de mare putere o am în industrie. Total biscuit-ul publicaților online. Și prima dată am contactat, lucram la Things vs. Vampires, cei care ați fost la ultima prezentare, ați văzut și proiectul joc, am vorbit despre el. Și eram mă gândeam, păi, în ziua de azi atâția indie care fac shootere, care fac tot felul de chestii. Eu am un joc despre proxeneți care se bat cu vampiri din cauza unei probleme de stil vestimentar.
într-un univers general procedural, cu tot felul de idioțenii și stupizeni care n-au cum să iasă evident. Adică tu care vii când te uiți la asta trebuie să-ți fără ochelari, poate să fii like, da. Ăsta e băiatul care făcea jocuri la fermă deasupra unui cucuș de găină, asta e poveste, un joc foarte dubios. Și am dat un mail și știam că, na, durea, ei primesc în medie 100-200 de mail-uri pe zi. Au, îți dureze vreo 2-3 zile ceva, îmi dă reply, nimic, ai intru pe Twitter, bă, mă duc la Rami, ești mai. Băi, Rami, am dat și-o mail la Rock Paper Shot, dar și nu mi-a răspuns. Spune, bă, mai dai unul. Și intru, iau același mail, copy-paste, the same din nou, după aia dată, așa, dacă am gândit. În fața monitorului, hai mă, că am scos joc la vânzare, am $1 până acum. Au, știu, bă, să trebuie și-o de pragul de 10, măcar. Nimic, așa, mai dat unul, și-a mai dat unul, și la un moment dat vine Adam, nu mai dat mail-ul, nu interesează jocul tău. Și a fost o dezamăgire foarte mare, trebuie să spun asta, pentru că pentru mine era interesant. Erau acei trei oameni care au cumpărat jocul și era interesant. Erau băieții care erau pe IMDb și l-au luat de când era în versiunea demo, să le-au luat sursa, care le plăcea foarte mult și totuși n-a reușit să atragă atenția la presa de gaming. Și nu era genul de joc care, băi, eu scop o PC și eu scop Android, pentru că băieții de RPS sunt foarte clar. Dacă undeva apare un telefon din jocul tău și te dă impresia că stăpeați fiși de mobil, na, hai să caut aici. Și am zis foarte clar, e de calculator, e așa, e doar de calculator. Și să nu vrea să aibă de face chestia asta, nu m-am simțit cât de cât, să spunem, și un pic afectat. Și asta e o chestie de acum 3 ani. Când te pui suflet la un lucru și vezi că nu-ți merge, când chiar crezi că este cum trebuie, na, te afectă destul de mult. Dar partea mișto e că și atunci când nu-ți fac coverage, toți dispuși te ajută. Fie că pot să dea mai departe sau nu intră nici mea, nu vreau să mă ocup de el, dar a avut un trailer în imaginea aia. Comunitatea de review-uri e cea de developer, se cunosc între ei cu toții, se au unii cu alții pe Skype. Și de ajuns să vadă trailerul, zic, n-am cum să mă ocup că tocmai este Battlefield 5, adică ăla trebuie să stau, să termin, să joc, să scot review-ul cum trebuie, dar uite, e băiatul ăsta, îi scapi, îi spune, ce părere despre chestia asta, că știu că ți-e îți plac roguelike-urile. Și cum mai pe el ți-l faci coverage, dacă nu poți să-l dea mai departe, de tot există un potențial să te ducă mai încolo. Și e important de ținut minte că, chiar dacă ai încercat să contactezi presa și presa nu te-a băgat în seamă, if you know how to butter them up, și asta o să-i uitiți care o să-ți vorbesc mine cu asta, s-ar putea tot să te aducă un noroc, să te contacteze sau să dea un follow pe Twitter. Și ai mult al doilea, dar al treilea proiect, dacă vede ceva interesant, you might actually get featured. Apare un succes peste noapte, că ai ajuns pe front pe jurul lui Pico Shogun. Și Mancuci era majoritatea, cred că știți, de la Polygon. Era foarte controversat la un moment dat, de când a fost scandalul și cu Gamergate. Un review foarte bun, foarte onest. În 2011 a scos un clip în care recomanda și spunea ce anume să faci ca să fie mai ușor să intri în atenție în presă. N-am știut de clipul ăla când am scris part-time-ul de aici pentru RPS. Dar sfaturile lui au fost destul de simple și încă sunt valabile, valabile acum. Și conceptele nu sunt chestii wow pentru că ai nevoie de, pentru că ai nevoie de o facultate de jurnalism sau de psihologie, reverse engineering, să poți să intrimite oameni. Este dar, dacă eu m-am dus la Adam și că, ei, salut, am văzut că ai dat un tweet cu Tom 4, un RPG, eu am făcut altceva. I-a spus foarte clar, te uiți la ce articulare, să studiezi un pic, vezi ce lucruri am scris și încep cu chestia asta. Băi, am văzut că ai scris despre jocul ăla de acolo. Foarte tare din cauza mea și cumpărat și nu contează dacă nici măcar nu ai citit articolul dar ai scris despre el, just butter him up. Și chiar dacă nu poți să stea să uite mult peste mail-ul tău, ai ajuns un pic mai sus decât dacă n-ai făcut asta. Și de totuși niște sfaturi bune când e vorba să contactați presa. Legat de faptul că majoritatea știu un kilometru ca mine. Nu m-am spus foarte clar, din titlu trebuie să-mi atragi atenția și următoarele două rânduri, din maxim trei rânduri din mail, trebuie să-mi spui de ce jocul tău e mai important decât orice alt joc. Da, dar și un exemplu foarte clar cu trei băieți care au făcut un shooter. Știi că a văzut și articol par stainica despre el la un moment dat. Și era ideea că, nu știu, era polișat, era ok, era fun, era un shooter, dar costa $20. Puteai să iei Battlefield 1 la reducere cu $5 de pe Steam. Deci ai dat $20 acestor băieți care n-au făcut nimic original și îmi spune, păi, vindeți-vă, ieșiți cu ceva în evidență care publicațiile mari, ei, ce nu-și permisă niște și puteți face schimb de piață. Și a dat un exemplu de un joc care se numește Artemis. Este un joc în care ai nevoie de 6 licențe, 6 calculatoare, 6 oameni ca să-l joci. Și în principal, ce te lasă? Te lasă să reproduci o scenă din Star Trek. Și unul dintre voi este capitanul, iar restul sunt stații de lucru. Și unul se vede cât este shield-ul, cât este muniția care-i viteza și capitanul se plimbă printre ei și spune, ok, dă viteza mai mare, tot portul shields, tu du-mă în sectorul ăla de acolo, mă anunț când am ajuns. Și asta era tot jocul, efectiv era un fel de board game în care te puseai de workstation. Să te duci la ei să piciuiești o idee de asta, 6 licențe, 6 calculatoare, 6 oameni, îți ținu ucidere monetară. Dar pentru un independent, asta e
din start ești în evidență, adică știi că o să tragi măcar câteva click-uri pentru view-uri, pentru ad revenue pentru ei. Și am învățat de la și m-a dus foarte frumos cu următoarea chestie, observați un mail foarte scurt la o publicație care se numea Ambush Gamer. Erau mai puțin pe partea de review-uri, dar foarte, foarte axați pe ideea de streaming și au organizat la un moment dat doi sportați în care au strâns câteva 10.000 de euro într-o singură zi pentru copiii cu care aveam fără casă, dar care vreau cadouri de Crăciun. Și aveau publicul destul de mult, adică când mi-am prezentat jocul la ei pe stream, au mai intrat în zentul 100 de 100 de euro. Și am conectat exact după sfatul lui de acolo. Partea faină e că imediat după ce am vorbit cu ei și am stabilit legătura asta cu Newton Yarnet, s-a dus vorba și mai departe, de la ei la alți review-uri. Let's play a review-uri, oameni care aveau site-uri și vreau să facă na, articole despre el. Și în momentul în care ne-am contactat și am reușit să pun piciorul în prag la presă, după a început și presa să vină la mine, că știți că și efectul ăla de 2009 la un moment dat, dacă Ars Technica scrie despre un joc, urmează Rock Paper Shotgun, urmează Destructoid, urmează Polygon, urmează toate. În principal, front page-ul sunt cam aceleași, cam aceleași articole, pus o mică variație una, două jocuri, na, care le-au diferit între ele. Dar dacă o publicație mare ți-a făcut un cover, este garanta asta de succes. Cu Bistopia am avut la un moment dat, am ajuns pe Pocket Gamers, de pe Pocket Gamers a sărit pe câteva sute de site-uri, exact același articol, aceleași poze, aceleași impresii, nu poate că au fost copiate de colo, acolo aceleași idei. S-au răspândit, a ajuns la un moment dat, erau a doua zi apăreau articole în chineză, în taiwaneză, era un băiat din India la un moment dat care ne-a comparat jocul cu Dark Souls, dacă de greu e. Și dar pentru simplu fac că am ajuns unde trebuie când a trebuit și deci s-au ocupat de la sine. Și în momentul ăla chiar poți să dai jos părerea și spui, ok, marketing a fost suficient, eu pot să stau și să mă uit să văd cum explodează lumea de la chestia asta. Dar asta cu marketingul e un lucru care nu l-am știut. Dacă în 2013 cu Tăghiană tu eram cât de cât pregătit să tackle this way să nu succes, în 2008, prunctin, împreună cu un băiat care știți probabil pentru Move or Die, Selu sau Berbeci Nicolae, am putut să facem un joc care se numea Swift. Vine și pe ideea de studio, bineînțeles nu avem PFA, nu avem firmă, nu avem absolut nimic. Ne-am numit Facepalm Studios, pentru că de fiecare dată ne-am unit cu o idee de joc. Era mișcare clasică, oricap, un birou urmă la cap. Și am avut un joc care se numea Swift. Ei, cum ne, cum am avut parte de un noroc foarte mare și anume faptul că a reușit să-l piciuim în centrul unui Orange Concept Store, cel mai mare din București, la câțiva zeci de oameni, vloggeri, câțiva angel investor și oameni din presă. Și gândi, erau niște puștani la 17 ani. Eu aveam 17, de 10 a dat 14 sau 15 ani. Hey guys, we're at Orange Concept Store right now. We're preparing to present our project. And yeah, you can see there's a cool sign right here. I have a tag, a gigi tag. Mențiune obligatorie că nu am avut un demo pregătit înainte de asta și asta cu 48 de ore să fac codăm ceva să meargă cum trebuie pentru ei și să iasă bine. Excellent. I'm officially in gig now. And hopefully we'll get to make an awesome presentation, get some great feedback as I said, and stop taping and record monitors, vlogs. Okay, from Orange Concept Store, Zappa. E o reușită absolut uriașă, adică mă gândeam efectiv că pot să mă duc după aia la Ubisoft să fac cunoștință cu Jay Raymond și să zic că hai, au oportunitatea cu tu.
și îmbătați cât de cât de succesul și feedback-ul pozitiv, pentru că oamenii bloggeri de la vremea aceea din București bloggeri ca și Manapu, ca și Zosu și cine mai era acolo, să vezi un puștan de 14-15 ani și unul de 17 ani, că intră, ocupă un Orange Concept Store în Iași, noroc, un alt blogger care mi-a dat oportunitatea asta, că știa pe cineva care trebuie, să vezi că vin niște puștani și că îți prezintă o chestie care, băi, wow, stai, poți faci joc la 15 ani în România? A fost un șoc foarte mare pentru ei și pe noi ne-am bătat laudele astea care le-am primit. Să vină, erau oameni de la Bitdefender acolo, erau băieții de la Adobe acolo. Deci mai aveam un pic și ne puneam contracte pe mașină, apoi de când ați ajuns la facultate în București, semnați aici, vă luăm la noi, vă angajăm, vă facem milionare, vă vindem jocuri, vă facem tot ce vreți. Cam asta era mintea noastră în discuțiile cu ei și erau tot impresionați. Problema e că am ajuns după vreo 24 de ore de rezon și o prezentare de genul ăsta acasă, 48 de ore de rezon, și am făcut următoarea chestie, am dat-o mie la Valve. Și asta e tipul de mail care nu vă recomand vreodată să-l dați unei persoane care lucrează la Valve pentru Steam. Când ești nedormit, n-ai nici anumite idee cum se schimbă, cum se scrie un mail și cât e important de persoana care e contactată. Pentru că pe vremea aia, când era Jason, era așa, era Gabe Newell, era Jason și oamenii care îi contactai. Și cum ne-ai să punem la pe mail-ul lui și anume, mergem direct la sursă, ne prezentăm frumos și începem să vindem jocul. Și e și o glumă care am acum cu oamenii care știu de mail-ul ăsta, că undeva prin 2009 am reușit să coinăm in-app purchase-ul, pentru că ziceam că dăm gratuit, o chestie care postim la ora aceea nu era, deci chiar de poziționare și televizionare, dăm gratuit, dar ne vindem în hărți. Și bineînțeles că Jason nu ne-a răspuns la primele 10 mail-uri. Și sunt destul de sigur că pe la 11 deja ne-a blocat, că veneau mail-uri înapoi, știi, vreau bounce back ăla de la Million Demon. Și n-am mai ajuns pe Steam. Deși, da, vedeam că aveam potențial foarte mare și chestia asta a creat un pic de tensiune între noi. Și anume mi-a trezit la fel din nou cu un succes mic, nu se compară cu Mutant Gang. Am reușit să avem undeva la vreo 500 de oameni interesați care s-au scris în mailing list. Apoi prezentat jocul la Byjacker, Byjacker fiind un fel de arena IT internațională acum câțiva ani și făcea emisiunea pe YouTube și pe site-ul principal, aveau câteva mii de view-uri la fiecare emisiune. Again, era un level internațional pentru noi. Și am reușit să rezervăm un Orange Concept Store întreg pentru, again, noi fiind niște puștani care nici măcar nu eram de vârsta legală de BMW. Și chestia asta a creat niște tensiuni destul de mari între noi. Și am avut, we actually got burned out of each other, pentru că încercam să vedem ce facem să fie mai wow decât înainte și loc să ne focusăm, mai terminăm să facem vertical slice-ul ăsta, să fie gata, să mai dăm de drumul un demo la public, să mărim mai 500 de oameni, 500, 600 de oameni. Și veneam cu tot felul de idei, hai să facem un editor de nivele și hărți generate procedural și să băgăm mult mai multe poligoane și să adăugăm niște chestii de fizică și eram principiul, băi, am făcut programare cu 2 ani. Eu mă mir că nu se fac lucruri că n-am făcut acum și că vrei de la mine să aibă grafică de crisis și încă mai am un loc salvat cu el, care la un moment dat, la două noaptea, dar putem să-l facem grafică de crisis, dar trebuie să lucrăm așa, cu un an de zile fără opririle, non-stop, dormim 6 ore, era și planul făcut despre cum să facem și n-am reușit, a intervenit un burnout foarte mare. Și cam din 2009, de când a fost momentul în care ne-am luat adio, aș spune că, să spune, prietenește. Eram pregătit să aflăm ceva unul după altul, dacă ne întâlneam pe stradă, pentru că am luat o șansă de mare. În ziua de azi am trecut peste și suntem efectiv la modul în care râdem de prima chestie cu Swift-ul. Și dacă știți cum vor da sau consor Joe, e Swift un pic dus mai departe, care el chiar să termine să ducă conceptul până unde a fost să vină, până unde a trebuit să fie. Dar eu personal n-am mai spus un joc în perioada aia de 2 ani în zile. Adică atât de rău am fost burnout și dezamăgit de potențialul la care am dat cu piciorul și atunci. Asta o pun foarte mult și pe seama că eram foarte necop și la început și cum am zis și în ultima prezentare, ne-am aruncat la ceva care nu e de etapa noastră. Nici nu înțeleg în ziua de azi cum am reușit să ajungem până acolo, adică cât noroc să avem, să dăm peste oameni care zic, vreți un pavilion întreg să vă faceți prezentarea? Da. Vreți public mare? Ok. Și să mergem, să ajungem acolo, and we actually, we faked it till we made it. We made it. Deci e un lucru care și în ziua de azi zboară creierul, pentru că știu dacă vreau să mă duc să prezint o chestie la CEO de la Adobe România, mă duc la poartă, sun la sonerie și să rămâne, dați domnul CEO zi în afară. Șanse micuțe, să mai ajung cu o dată la el, am ajuns atunci, nu știu dacă e aceeași persoană ce e. Dar dacă a rămas o chestie cu mine după dezamăgirea asta, e că am vrut în continuare să fiu în industrie. Dar am zis, păi, pe cont propriu, nu cred că reușesc. Și nu am experiență, adică să faci jocuri, să lansezi un joc făcut de tine, nu ai nicio șansă. Hai mă luau o companie mare. Mă luau o companie mare, deja am succesul ăsta cu Swift, care trec în portofoliu, am mai învățat un pic de programare, dar eu să mă duc
Era la perioada în care Kim Swift plecase de la Valve, dacă nu mă înșel, în 2011, și avutea un speech foarte mare care e important ca designerii să știe să-și programeze sau să facă arta. Pentru că pentru ei un designer care face programare e o chestie foarte rară, e pepita aia de aur care o găseau ăștia când erau prospectori. Și am zis, ok, mă duc pe programare, mă duc pe design, aici când ajung în fața la băieți la game și le spun, ha, numai că-s designer și am idei buni, băi, eu știu să fac și programare. Mă așteptam să-i vezi pe toți cum îți bunesc, când dați un wow de la mare, vine cineva cu contracte, le arunc acolo și să nu știu banii mine, eventual o poziție de aia de vin, așa, cu proiect mai mic. Și m-am frumos la GameLog, era și momentul în care trebuia să mă scriu la facultate. M-am dus prima chestie, am un noroc cu facultatea, era fix peste stradă. Și m-am sunat la GameLog, am depus CV-ul, n-avea o poziție de game designer. Deci afară, am fumat o țigară, am transpirat, m-am supărat foarte tare, am intrat înapoi și m-am angajat ca un QA. Ideea e că la un moment dat când te intre femeie servici de curățenie pe acolo mă duce la CV-ul cum asta așa la unul din programatori, nu tot un demo cu o chestie. Și mă știu la GameLog și este o experiență foarte tare care mi-a încărcat bateriile, pentru că mi-a oferit o plasă de siguranță. Nu mai eram acasă cu ai mei, eram în capitală, începeam să am un salariu stabil, cât de stabil era, până la, după primele 10 zile. Și puteam, în timpul liber, să lucrez la jocuri. Și la prima dată când am făcut cunoștință cu mediul, care oamenii chiar făceau jocuri și oameni profesioniști, care aveau un plan făcut, care aveau experiență în spate, adică, în afară de mine, cred că mai eram un novat și la doilea cu motora. Și am lansat câteva prototipuri în timpul ăsta. La fel, jocuri micuțe, jocuri pentru game jam-uri, jocuri pentru competiții a la 7-day FPS, chestii de genul ăsta. Și mi-a crescut încrederea foarte, foarte mult în mine. Astfel încât după vreo 2 ani, am zis, like, acum am experiență, am un background, am un nivel de informație, am o plasă de siguranță. Îmi mai dau o șansă. Și am zis, de data asta plec cu un safety net. Și cu toate chestia asta m-am întors înapoi în Buzău, făcut și niște freelancing ca să mai asigur niște bănuți în continuare. Am păstrat legătura cu niște foști colegi, care, de gen etapă următoare, cu Smith & Gamble, cu care am prezentat-o prima. După fierul cu Smith & Gamble, cu colegii care am zis că am păstrat legătura în caz că o să devin din nou burnout și că nu o să fiu pregătit cum trebuie, sunt băieții care m-au adus aici în Iași, alături de Iulius, la Mobility Games. Și ideea e că data asta, cum m-am întors, n-am mai fost chestia, cum am supărat că colegul cu care am lucrat nu s-a descurcat cum trebuie sau au fost păreri bătute între ele, pentru că am avut comunitatea și suport network-ul de care făceam mai devreme, format prin intermediul Twitter și Reddit. Și felul la Smith & Gamble, cât de mare a fost el imediat după perioada asta, că asta a fost exact perioada în care m-am urcat la proiect, a putut fi amortizat mai ușor. Adică au fost oameni din stare care mi-au zis, nu te sinucide, în caz că trece prin cap și a fost cazul, în păcate și pare rău să spun asta, în industrie, de oameni care au dat fel cu un joc, care și-au ipotecat casa, care aveau soție, care aveau copii, care nu aveau cum să se întrețină, eventual și nu au plecat de la companie, de actually burned some bridges pe acolo, și în general au plecat cu sudor în mâini, să rupă serviciile companiei, nu altceva. Și na, au rămas fără nicio soluție decât asigurarea de viață. And they actually staged o chestie, nu le-a reușit, s-au sinucis și asta ne cauză că a dat fel cum trebuie. Și primul sfat ăsta, că nu te sinucide, 2 nu renunța, 3 schimbă mediul. Și na, în București nu mă întorc, că am să mă duc și am succes și dacă am plecat de la game, apoi de-a, băi, eu o să fac succes, băi, frate, faceți voi tripă de el și fără pasiune, eu depun pasiune, fac o chestie mare. Nu am succes. Nu am succes să fac, dar azi nu pot să mă întorc înapoi. Și mai bine, cum ziceam, că am păstrat legătura cu prieteni și colegi vechi. Unul dintre ei s-a întâmplat să fie în Iași, să fie la Mobility Games, să spună, băi, cred că ăștia au nevoie de un designer, stau să întrebe. Stau telefon jos la ureche, a întrebat pe la firmă, azi da, hai în coapă. Și așa am ajuns aici. Și spun că ne-am spus la început acolo, gen, nu știu ce să fac, dar știu să iau decizii bune. Și consider că safety net-urile și lucrurile care mi le-am pus în prag după câteva failuri de genul ăsta, m-am așteptat în momentul de față să fiu astăzi aici, adică nu cred că am greșit foarte rău undeva, dacă sunt în situația în care sunt acum și sunt viitor pionier în fața mea aici, care poate să învețe ceva. Și după mi-o tângânea, m-am mutat în Iași. Acum, chestia cu prezentarea și lucrurile care v-am spus, ultima dată, au fost chestii mai fani, au fost chestii heavy, dar vreau să fiți conștienți de chestia asta, nu vreau să vă sperii, să plecați din industria asta absolut oribil, mă duc și fac softuri de contabilitate cu corpul bunos. E o oportunitate să faceți un lucru care să schimbați eventual chiar viețile oamenilor. Adică puteți să marcați un om care e depresiv, un joc la momentul potrivit să-i schimbați viața, 360 de grade, 180 de grade. Sunt oameni care au folosit Portal să-și ceară prietena în căsătorie. Sunt oameni care au trecut peste depresie, sunt oameni care, cum să spun, au spus, și ăsta e un articol foarte mare care ești acum câteva zile pe Polygon, un tip care a făcut o crimă, în trecut, a jucat un joc care l-a afectat atât de tare,
încât s-a dus și a recunoscut ce s-a întâmplat, ce a dus George unei familii după experiența aia. Adică e o șansă foarte mare să transcendeți efectiv condiția umană. Știu că sună foarte idiotic și genul de chestii care o spune un game designer care e foarte pasionat, dar într-un fel așa este. Eu pot să vă enumăr clar momentele în care am plâns în viața mea și două dintre ele sunt întreagă aici. Deci nu vreau să vă sperii cu lucrul ăsta, e un potențial uriaș. Dar vreau să aveți grijă. Pentru că oricând, în etapa de după Milton Gagnon, aș fi putut, dacă nu era cineva acolo care trebuia, care să fi zis o vorbă bună, să-mi dea un tweet care trebuie, părinții mei, dacă nu erau la fel de sportivi sau nu înțelegeau, nu încercau să înțeleagă ceea ce fac, sau colegul care era în Iași, puteam să o iau pe un pas greșit. Deci puteam să plec din industrie într-un caz decent, sau puteam să încerc să scot o ultimă fază de reclamă, angajați-mă Ubisoft, JV, mă te iubești și pe piața legată la găsă să rătulat. Adică nu știu ce s-ar fi tot întâmplat, dar era o posibilitate. Și din păcate, cu cât ești mai pasionat în casa ce în industria, când ești pasionat, ești îndrăgostit de ceea ce faci. Știm cu toții câte probleme apar când ești foarte îndrăgostit în lucru. La partea bună, acum după toate chestiile astea, e că nu e greu să supraviețuiești ca un independent. Adică dacă again, ai să ieși bine tu cu părinții sau cu chestii de genul ăsta și îți permiți, da, asta e. Nu poți să vii la 3 dimineața după foarte multe bere acasă, să iei, în special dacă stai cu uite într-un garsonier sau chestii de genul ăsta. Da. Poți să începi să scoți jocuri, să-ți crești revenue. De la 5 dolari la un joc, te-ai scos la 20, 30, 50, 60 de dolari. După 3 ani poate ai și un succes ăsta mare, îți vin 20, 50, 100 de mii de dolari sau ești următorul match. Și te ceri cu Jay-Z și cu Beyoncé care cumpără casă de pe plajă după ce vin joc la Microsoft. Nu e greu să-ți supraviețuiești. Adică, conștient cum stai în facultate, majoritatea, presupun că aveți și un suport financiar din partea părinților sau în loc care să stați. Cu facultatea, prin intermediul grupului, cu proiectele de grup sau de curs care îți fie din februarie, sau cu, de câte am înțeles, este acum pe geam, pe grup, un geam. Până în octombrie trebuie să faceți un joc și niște băieți din UK care vă oferă și 100 de dolari și ar fi până la 8 mai mult dolari de capul de primul joc. Dacă faceți o chestie cum trebuie, se oferă să vă facă și publishing. Zic că aveți o oportunitate și un safety net de care eu n-am o parte. Adică în 2007, când am vrut să fac jocuri, odată nu puteam spune la data, vreau să fac jocuri și da, am nevoie de o firmă și scoate 20 de milioane cât costa să ți registrezi o firmă în probleme aia, pentru că în secunda 2 se uită la mine și mă trimitea să adun 5 din curte. Voi aveți parte de niște lucruri care noi n-am avut. Și zic că ar fi păcat, în special când e entry level-ul bariera atât de mică acum. Adică, trebuie să investiți o grămadă de bani să cunoașteți foarte multe persoane. E băiatul care e cea mai de vreme, care stă la bunica sa și face jocuri deasupra la cătățul de găine și cu niște căști în urechi, nu le audă și se apucă și programează și lucrează și a scos niște jocuri absolut faine. Și e foarte ușor, că atunci când dați greș, să vă folosiți de oameni de lângă voi, adică nu știu, dacă tu ai succes în joc și el nu are, trebuie să spun că nu ești la nivelul în care stai că nici măcar nu te cunosc, zici ce cauți aici. Bun, invers. Ai vorbit public cu cineva despre faptul că n-ai avut succes, adică ai avut o lansare mare ceva? Încă nu. Păi, e bine, nu ai ce să te plângi. E până în momentul în care ai dat fel de succes total. Adică nu cred că e cineva aici care nu e pregătit să aibă o vorbă cu tine, special dacă e cineva cu experiență sau dacă e domn profesor sau oricare din speakerii care tot amintă în grupul ăsta, like for fuck's sake, Twitter-ul meu e public și adresa de e-mail. Dacă aveți o întrebare la un moment dat sau vreți să ventuiți o chestie, poate nu vă dau un reply cum trebuie la 2 dimineața, dar s-ar putea să vă trimit la câțiva din aia de pe Twitter care au experiență vastă cu chestii de genul ăsta. Adică unul dintre ei e un developer de vreo 40 de ani, care și-a lansat un joc acum câțiva ani și acum a trecut la următorul joc, care a zis, băi, ăsta o să termin în vreo 5 ani de zile. Își asumă un risc enorm și are bugetul calculat la absolut tot ce milimetru. Și mi-e greu să cred că după vreo 25 de ani în industrie să aveți o întrebare pentru el, dacă era să fie, dar n-am nici un idee ce trebuie să faceți. Dacă e ușor să treceți peste anumite chestii de care noi, again, n-am avut parte, n-am început. Și cum asta e, în principal. Sper că nu v-am speriat prea tare cu posibilitățile de fail absolut nasoale. Dar dacă e ceva care vreau să rețineți, dacă e ceva mai rău decât să dați greș, e să aveți succes când nu sunteți pregătiți. Pentru că o să vă urăsc pentru asta. Cam asta este. Eu zic că e o prezentare. Dacă până acum ați învățat cum să faceți jocuri, e prea fain cum să faceți un tower defense, cum e să mergeți pe aia, cu toate chestiile astea. La final,
dacă folosiți toate cunoștințele astea, sunteți și pregătiți pentru viitor. Și sper că cu asta chiar am reușit să pun capăt perioadei de vară a grupului. Dacă aveți întrebări, sure. Ai, ok, s-a înțeles perfect, sunteți pregătiți, ajungeți acasă, dați publish în secunda 2. Ce o fi, ok, dacă aveți succes perfect, asta e mai ușor să plăci cu vreo 5.000 de euro în buzunar. Am văzut și adresa de e-mail la tipul de la Val. Am văzut și adresa de e-mail la tipul de la Val. Ah, dar Jason nu mai lucrează acolo, you know what, go ahead, deci mie nu mi-a răspuns la foarte multe chestii. Și v-am spune că în ziua de azi mai ușor să-ți faci un cont pe Greenline, decât să contactez cu cineva de la Val. Like, ați luat vreodată legătură cu suportul lor? Nici nu mai ales. Ah, da, mult. E mai ușor, cât e acum? $40 să faci un cont de Greenline? Eu sunt 90. 90? Dacă l-am mai redus. Bun, arunci $90, l-ai garantat că dacă ai răbdare o lună, intra pe Steam. Tot următorul pas este să le explici la IRS-ul american cum se scrie numele tău fonetic. That's the hardest part în ziua de azi, să ajungi cu ceva pe Steam. Deci, dacă vrei, îți mai fișezi o dată adresa de e-mail, go ahead and have fun. Dacă cumva o mai folosești, știi? Sunt toate, dar toți agarații sunt este urmă, mai lista fiecare ce face. Deci, perfect, da. Eu zic, dacă la un moment dat, două dimineața, nu mai stați cu ai voștri și ați fost în oraș, puteți să dați vreo 30 de mii, logic, nu mi-a răspuns la vreo mulțumesc, ci măcar să-i frodeze cineva chestia aia. Picul ăla de graci care rămâne după atâția aia. Băi, ia. Așa că eu, experiența ta, care e cel mai greu tip de joc? MMORPG. N-ai fost la ultima prezentare, nu? N-ai fost la ultima prezentare când am văzut despre cum. Asta e a doua. Ah, ok. Dar mi se pare că este. Este indexat, este continuare și acum am zis prima chestie. Cel mai greu lucru din viața mea a fost că am început cu MMORPG ca primul meu proiect. Și cum a reușit să fac niște chestii care s-au conectat acolo și mergeau și alergau. Și eram pe principiu, bă, dacă eu lucrez pentru 3 ani fără oprire, doar 2 ore pe noapte și faci grafică și arte și toate chestiile de acolo, o să scot wow killer. În ziua de și-s mulți care se apucă de jocuri, nu știu, dacă ți-a trecut vreodată prin cap chestia asta, ești ok. Cam toți am un principiu ăsta. Și îți spun asta pentru că, pe lângă tot chestia de a face un joc, intervine infrastructura. Deci, deja s-o grămadă lucruri în plus care unii și lor nu le are. După un XR mai mult de față cu un shooter, în single player, decât un shooter are un MMORPG. Deja vorbim de foarte, foarte multe chestii și nu doar predicții de server la nivelul karma din Quake. Da. Mai, aș vrea să-ți răspund la chestia asta, dacă mai fi întrebat, iar aș fi zis cu mic și zero, dar astăzi am văzut un băiat care a făcut un storyteller în multiplayer. În 45 de linii de cod. Căutați pe Twitter hashtag compress sau ceva genul ăsta, compress links, o chestie de genul ăsta și chestii care stă mintea în loc și foarte simplu nu are să facă până la capăt. Așa să zic și mai simplu de atâta și care se aducă și bănuți un hidden object game. Hidden object game, chestia în care ai o poză, te duci, dai click și trebuie să găsești pe toate și îți spune niște de-astea de text că Mariuca a urcat după aia căsuță și e fericită, dar e o fantomă acolo, îi găsești unde e fantomă și te duci. Genul care e făcut pentru ori copii foarte mici, care au pus până pe un iPad și toți poți face să apeși pe ecran, ori pentru pisici, ori pentru bătrânele, da, băbuțe și moșuleți care au ieșit la pensie. Și acum, nu știu în ce categorie intru eu, mie chiar îmi plăceau lucrurile. Sau urma să zic. Sau pentru profesori pasionați de jocuri. Dacă să dacă te duci aminte, a fost acum vreo câțiva ani un fel de crazy din asta, deci era absolut de Facebook. Așa, cu, deci a fost chestia cu creșteai băcuțele alea, Father, așa. Ei, în fine, și imediat după Father, mai vin City Bill și tot felul de prostii și tot de la aceeași firmă, a fost un joc care chiar mi-a plăcut foarte mult, nu mai știu cum se va joacă. Nu știu, dar era exact genul ăsta, dar era frumos și avea multe hărți și complexități diferite, nu știu, chiar era fain făcut. No, e efectiv un visual novel în care te păcălește când mergi cu lucrurile, dacă visual novel știi că o să citești și o să dai click-uri. Aici tu efectiv dai click-uri și te prinde povestea fără să fii atent. Și chiar au o poveste, deci
stai te gândești un hit, dar nu object-ul, te gândești la o poză și locuri în care dai glitch, asta vreau totuși să aduc ca și completarea. Mai depinde foarte mult ce înțelegi prin complexitate. Pentru că la nivel de programare, un hidden object, dacă știi, așa îl faci într-o după amiază, nici nu știu dacă ar trebui să-ți ia atâta. În schimb, ca la nivel de design și artă, e greu. Arta în special, greu. Dar și acolo se rezolvă dacă ai 50 de dolari în buzunar, la momentul actual, nu să angajezi un artist să lucrezi pe tine. Dar sunt resurse online, un fel de marketplace pentru exact jocul de genul hidden object, care cu 5 de dolari ți-ai luat un sprite pack de câteva zeci de obiecte care poți să le pui acolo. Și nu te gândi că trebuie să fie mega fantasy desenate și practic nu trebuie, adică poți să ieși efectiv cu telefonul, să faci poze la clădire din jur și faci un hidden object game cu detectivi, care pui o hârtie undeva jos, îi faci o poză separată, îi faci un propriu Photoshop, o pui peste fundalul ăla și trebuie să-l rogi pe la Velma și Scooby-Doo Find the Clue. Și el se duce cu mouse și găsi indiciul ăla și nu folosește resurse indicate decât de la tine. Și măcar trebuie să știi DirectX sau OpenGL să faci o chestie genul ăsta, adică cu WinForms și cu efect mare parte drag and drop, poți să rezolvi în Visual Studio. Adică chiar mi se pare destul de ușor de intrat, doar că problema e s-a mișurat un picuț piața în ultima perioadă. Adică Big Fish Games nu mai sunt ce au mai fost odată și nu mai au puterea care au avut-o, ei fiind și mai mare publisher pentru jocul casual. Dar problema nu e cunosc oameni, că tot ai câteva sute de mii de ochi care poate să uite peste ce ai făcut acolo și potențialul de niche și de target foarte mare. Problema e că le-a crescut foarte mult așteptările la raportul dintre preț și calitate. Adică vor să dea undeva la iOS 2-3 dolari, dar în același timp să arate Crysis. Să atât mai aproape de un Crysis cu Hidden Objects. Nu știu dacă neapărat să arate ca și Crysis, dar la nivel de conținut, adică pentru lumea pe iOS deja se așteaptă ca pentru 3 dolari să primească, nu știu, câteva zeci de ore de content. Da. Asta înseamnă la 10 de puzzle făcute de click. La început era, da, puteai să dai 19 dolari la o chestie de genul ăsta. Da, băieții la Grey Alien Games, care doar asta au făcut pe băieții, eu sigur pe acei, care toată viața de actor, Match 3, băi, și am un framework de Match 3, care licențează cu 100 de dolari pentru cine vrea, sau Hidden Object Games. Și de 6 ani de zile, 7 ani de zile, doar asta face. Și dacă intri și te uiți la screenshot-uri de la Marvel Mystery 1 și Marvel Mystery 2, ai impresie, sau până la 5, cum mi se pare că e de 5 sau 6 acum, nu știu dacă sunt scene din jocuri diferite, dar sunt oameni care le consumă foarte mult și tot ce schimbă sunt imagine, păstrează același stil, duce povestea un pic mai departe, care nu e o poveste de Dragon Age, nu e o poveste de un mega epic RPG. E ceva scris în așa fel încât să capteze atenția oamenilor de acolo și să le oferă un pic de relaxare. Și nu e complicat, nu e greu și nu te costă foarte mult să-l duci. Doar că în ziua de azi e mai puțin rentabil decât dacă a fost acum câțiva ani. Dar tot e acolo. Și dacă vrei să faceți chestia asta ca un prim proiect de început, care să nu fie nevoie de foarte multe cunoștințe avansate de programare și algoritmică și tot felul de chestii, recomand să încercați să ieșiți pe piață cu așa ceva. Mai vor scris să mai o faceți cât va bonus din AdViewer pe Congregate dacă faceți în Flash sau în Unity și exportați către WebGL. Deci e foarte pro ceva. Am câteva întrebări din chat. Mm-hmm. O să încep cu Alex. Felicitări pentru prezentare. Așa. Poate un joc să se vândă singur fără marketing? Da. Dacă developerul este deja cunoscut. Deci asta e tot o formă de marketing. E tot o formă de marketing, dar nu e ideea că marketing cu de developer s-a contactat de ceva. Am zis și mai devreme, dacă mă de față scot un X și 0 rapid pe o piață, e ceva care îmi dă măcar un dolar pe el. Chiar dacă nu dau un tweet, pentru simplu fac o maică la mine pe blog sau pe chestii de genul ăsta și l-a găsit acolo. Se poate, e extrem de rar. Și cum le-am zis și lor în afara prezentării, dacă un joc fără marketing are succes, eu o să spăl Mercedes-ul mâna mea. Okay. E ideea că are succes și poate să-și cumpere un Mercedes-ul. Oricum, părerea mea, să zicem, subiectivă sau din experiența mea, răspunsul ar fi nu. E o idee, nu aș spune nimic, e un adevăr. Aproape absolut, e că marketingul e 1-3 din șansa de reușită cu un joc. E 1-3 muncă, 1-3 marketing și 1-4 oricum. Deci, scad grav de tot șansele dacă n-ai un marketing care trebuie. Și principală și ți-a ce privire, dar ți-aduce cumpărătorii. În special dacă e un joc casual. Atunci marketingul e câți bani arunci în el, atâta 0,3% primești înapoi.
Bine, aș mai face totuși o mică paranteză, că nu știu cât de mult, ce înțelegeți voi prin mare? Cum vă zic mare, cum ați văzut? Zic doar cu e destul de aproape. Implică și promovarea și pe Twitter, și prin persoane influente, și prin YouTube, și chestii de genul. Mai pornește marketingul, e să aduci ochi care se uită la jocul tău, sau la pagina de vânzare a jocului tău, în speranța că vă merge rata de conversie de 5% sau 10%. Cu cât mai mulți ochi, poate vindeți mai multe chestii. Bun, și ca să zic așa, la nivel teoretic, mai academic, marketing, practic, înseamnă atunci când iei un produs și îl poziționezi în piață. Toate lucrurile pe care le faci ca să îndeplinești acest obiectiv, adică ca produsul tău să ajungă în fața consumatorului, gamerului, se numește marketing. Că îți faci tu singur Twitter, că reușești să atragi atenția cuiva care să te promoveze în presă, că cumperi, plătești pe cineva ca să scrie despre tine, modalități, cumperi reclame, efectiv, ad-uri pe site-uri și așa mai departe. Toate astea sunt diverse canale de marketing. Dar, în ultima instanță, a nu face marketing la un joc, de aceea ziceam, că răspunsul este categoric nu. A nu face marketing la un joc este să faceți ce am făcut eu cu toate jocurile pe care le-am scris. Dacă înțelegi ce vreau să spun. Adică, mă apuc, fac ceva, îl pun undeva, dar nu spun la nimeni. Nimeni nu știe de el. Nimeni nu știe de el. Da? Deci, proiectul meu se creează. Dar sunt sigur că cineva acolo, putere supremă, la un moment dat, își va da seama că eu am făcut ceva atât de deosebit și va da un milion de lei. Cam asta da, înseamnă... Da, dispară jocul de acolo, știi, efectiv, e la Indiana Jones, ăsta e jocul, ăsta e slabă și da, 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 stuf și se da. Transforme din joc, apare o grămăjoară de aur. De asta zic, ceva trebuie să faci. Probabil că întrebarea lui Alex era, de fapt, în sensul poți să ai succes fără să investești o grămadă de bani. Da. Și asta răspunsul este da. Dar dacă nu investești bani, sau chiar și dacă investești bani și dacă nu investești bani, cu siguranță trebuie să investești muncă. Muncă și a fost și perseverență. Și perseverență și a fost nu mai puțin de muncă la el. Deci, again, ce spuneam mai cu Milton Gamble, de problemă nu a fost că a fost foarte mult suport și chestii genul ăsta și că, într-adevăr, la un moment dat nu mai rezistam la cât de multe chestii veneau. Dar tot timpul petrecut pe Twitter să răspund la oameni, să răspund, să trimit chestii, să trimit chestii mai departe, îmi luau din timpul de a lucra la joc. Nu lucram atât de mult la joc, mă ocupam de partea de marketing, socializare. Tot veneam continuare plângeri la aceleași baguri care existau în jocul ăla. Răspundându-le la ei, n-am putut să fac patch-ul. Apucam să fac patch-ul, rămâneam în urmă cu ce înseamnă contacte. Și la un moment dat, youtuber mari care mă contactau și nu puteam să stau, îi dau un reply, dau un hit și eventual, ai răbdare până sâmbătă sau nu știu ce, ca să apuc să-mi dau niște chestii, poți să te bucuri de el pe premium. Și dacă cum era faza, ai timp, sau poți să-ți cereți un pic timp cu munca, like for God's sake, dacă aveți ocazia în momentul de față să plătiți un PR person sau o soră care se pricepe la cuvinte și poate să răspundă la suport la chestii de genul ăsta, dați ce are nevoie și ca indie, nu știu, un părinte, ceva, un pic de experiență și care să știe engleză, să se ocupe el, să vă filtreze toate informațiile care vă atacă. Toată chestia asta face. Are un băiețel din Brașov care ăla stă pe Twitter lui, citește mail, citește toate alea, ca să nu mai vedea face cu așa ceva. Că terminăm să. Și dacă aveți o cardia asta și știți că, băi, avem potențial mare să avem succes acum, cât v-am laudat Twitter-ul, închideți pe asta, notifică. Rugați pe cineva să se uită, să vedeți doar chestiile care sunt cele mai importante. O mică completare la prima întrebare. Există zvonul cum că un joc foarte bun se poate vinde și singur? Mă rog, asta nu știu, cred că era un pic înainte, s-ar putea să fie răspuns deja. Dar, o citesc oricum. Ce părere ai despre asta, chiar dacă developerul nu ar fi cunoscut? Ai, bine, developerul este cunoscut de faza cu șansă, dar e Flappy Bird. Adică jocul ăla n-a prins că developerul a băgat câteva milioane de dolari în marketing. Efectiv, a ajuns printr-un hashtag, dacă mă înșel, nu mai știu exact povestea, la o persoană influentă. Influentă ce înseamnă? Poate fi un wrestler, cum am pățit cu Lituil la Vistopia la un moment dat, băiatul a fost 30 de milioane, a prezentat un tip SIP de probabil 96 și măcar că am intrat pe ei. Dar poți să prinzi un Beyoncé, un Jay-Z, cum a făcut Snoop Dogg, dacă e și bogată cu Bogota,
și de la mai departe și tu fără să faci pic de marketing doar că odată ai costul unde trebuie, poate să ajungă la public foarte mare, public foarte mare înseamnă ochi foarte mulți pe Nokia, sunt șanse să există presele, să seamță review-uri și doar prin chestia asta, tu fără să depui alte foarte, poate să aibă succes. Există șansa de a zic, eu nu pătrei noroc. Mergi cu jocul la tine pe telefon, te așezi la o masă la Starbucks și lângă tine e Carmack sau e cineva de la ei care vede și mai wow. Sau băieții la developer de publishing, că toți sunt invidari de vorba de publishing. Te afli, ești în Seattle, de acolo în care n-ai loc să bei o bere de un game developer, te așezi la masă, bei berea, îi arăți jocul tău generic, că vrei să impresionezi un pic și aici, da, și-o fac jocul, dar vorbești cu băiatul ăla de acolo, dar e publisher și-o putea să dea bani. Și la random că ești la o cafea, îți vede jocul și ăla e, like, yeah, ok, perfect, da, facem asta. Ok, n-ai făcut marketing. S-a întâmplat să fie acolo unde trebuie și când trebuie. Deci, yeah. Ok. Deci trebuie să fii incredibil din norocul ăsta. Principal, da. Cam asta e concluzia. Deci trebuie să fie jocul bun. Like, I'm sorry, by the way. Nu o să ai succes atât de mare cu un joc care nu-i măcar ceva. Există, există flappy bird. Dar ăla e excepția de la regla, e anomalia din toată teoria. Alexandru Cojucariu întreabă, după ce crezi că se uită o companie de game dev în portofoliul tău dacă vrei să te angajezi după facultate? Proiecte terminate. Să vadă efectiv că poți să faci treabă cu ceva. Dacă au nevoie de un intern sau ceva, o să ia la probă și după câteva luni de internship, unpaid, că mai rar este paid, o să decidă dacă într-adevăr ești vânzând de bună burtă de câine sau efectiv poți să facă ceva cu tine. Dar, în principal, dacă ai proiecte terminate, că ai lansat un joc, m-am zis data trecută, dacă ai lansat un joc, ești peste 90% din oamenii care vor să facă jocul. Pum. Mai departe de atât, ai să arăți că ai terminat ceva și probabil să treci la următoarea etapă în care trebuie să mai dai testul de angajare. Când ai un portofoliu, ai un GitHub, ai chestii care să le arăți efectiv experiență practică. Deci ai spune că proiectele personale, jocuri publicate, diferite proiecte la care ai participat, etc., contează semnificativ sau e doar un bonus micus? De cât mai răspuns. Contează la răspunsul. Dar ca să o duc și la faza cu bonus micus, contează semnificativ pentru mine. Ai portat mântria mea cea mai mare, nu este un joc care l-am făcut cu alte 50 de persoane, cu un buget mare de marketing, care face 110 milioane de utilizatori. Perfect, that's awesome. Sunt multe persoane care au jucat. O fracțiune din el a fost făcut de mine. Altfel e când mă simt când am făcut eu o chestie și chiar am depus sufletul și toată munca e a mea și l-au jucat 50 de persoane. Pentru că știu efectiv că a fost lucru care am făcut cu adevărat să fac. Dar contează de perspectivă și ce anume vrei. Ok. Am tristat rău de tot cu pană, bă, ai zis că am vrut să aveți succes. Chiar a fost motivat, sincer. Nu, faptul că ai menționat și lucruri negative, a făcut tot, e mult mai realist și dacă ceva e realist și mă duc la niciodată, nu mă duc dificil, mă mai spune. Fără jocul, este un lucru foarte genial, știi, simte mult mai real și asta e motivat. Este, dar e genial. Vreau să fii de ce, eu am fost niște depresii, aia este, dacă eu aș fi știut lucrul ăsta de la început, cred că dacă aș fi avut ocazia să-mi spune cineva, băi, dacă m-aș fi uită în gang la drum și faci chestiile care ai făcut-o cu metodul tău de developer și cu toate chestiile de genul ăsta, o să ai succes și o să ai greș, aș fi zis, băi, deci merge, da, merge și peste 2 ani, da, perfect, știi ceva, las ideea acolo și mă apuc și fac un hidden object. Și las pentru că sunt mai pregătit, pentru că am zis și în prestare, dacă am un repet foarte mare, mi-e frică că nu o să mai reușesc să prind odată un val de succes, mă fac scoala. Deci ca o completare la chestia asta, dacă ai să mă rog, un moment din asta de succes sau de ai un moment în care lucrurile se mișcă, trebuie să fii cumva pregătit nu doar tehnic, ci și să zic administrativ, managerial. Yeah. Adică trebuie să fii pregătit să angajezi oameni sau să angajezi firme, să ai încredere în ei, să scrii documentații, să le scrii ce ai nevoie de la ei, să-i verifici, să-i înjuri, să te transformi în ceva care nu mai este programator. Sunt pasionat, la un moment dat trece din partea de pasiune și din plăcere, din partea de administrație și chestii care le fac băieți în costume. Adică în momentul în care ceva are succes, devine un business. Și trebuie să conștientizați chestia asta. Și de aceea sunt și de fapt destul de mulți care în momentul în care începe proiectul să scaleze, vând. Da. Startup-ul clasice că nu mai pot să... Mă rog, simt că lucrurile devin mai complicate din punct de vedere administrativ.
și nu-și doresc acest lucru. Preferă să cash in, ia ok, bun, am făcut bani de casă și o mașină, îl luminez la următorul proiect. Prefer să o iau de la zero din nou. Pentru că dacă nu-ți plac chestii administrative, chiar poți face startup-ul, peste startup-ul și e un lucru care se practică în America, în special în ordinea zilei. Pornești un startup, l-ai dus la punctul în care lumea e interesată, l-ai vândut, ai scăpat de ce înseamnă oboseală și administrativ și chestii de genul ăsta, treci la partea amuzantă, prototiparea următorului startup. Da, bine, acum eu spun cumva și din propria experiență. Cel mai mult am ajuns, nu știu, să plătesc salarii de la 40 ceva de oameni. Deci, mă, este o experiență foarte stresată. În momentul în care știi că ai niște bani care s-ar putea să te țină o lună, două, și mereu trebuie să ai alte proiecte, mereu trebuie să ai grijă, să fii clienți mulțumiți, să plătească la timp, întârzi. Chiar dacă teoretic ai bani, practic, încă nu ți-au intrat banii, trebuie să dai salarii, iei bani din bancă. Și deja începe să nu mai fie interesant, știi, din punctul în care ești programator, pasionat, nu știu ce, ajungi la, să-ți dai seama că au trecut 5 ani de zile și nu ai mai scris nicio linie de păr. Și chestia asta, n-am mai învățat nimic nou, sau tot ce învăț nou este la nivelul bloguri de-astea tehnice sau comunicate presă de la Apple ca să aflu cam ce s-a mai introdus nou și să știu ce să cer la programatori să înveți, dar basic-ul e mare. În momentul în care conștientizez, cum vorbesc pe mine acum, a fost trist în momentul în care am conștientizat că nu mai sunt în stare să fac un Hello World în Android. Mă rog, asta anul trecut am conștientizat. What the fuck? Unde am ajuns? Mă rog, între timp am rectificat problema, am făcut chiar recent un Hello World pe care sunt de Android ca să... Dar mă rog, nu știu de ce vorbim despre mine. Hai să... Mai avem o întrebare aici, tot de la Alex Vârzano. Pe ce ramuri ai recomanda ca oamenii să se focuseze pentru a intra în industrie? Programare sau game design? Întreabă el așa, acum poate există și alte variante. Depinde. Urmează să urmăriți o facultate sau niște cursuri care poate avea niște credite să vă pune în contact cu niște oameni. Game design. Bă, e partea cea mai romantică. Vrei să go Rambo style, commando, one man, one army și să te descurci de acolo să pornești singur, degeaba. Deci cu game design ai game maker, ai playmaker pentru Unity, ai chestii care să te ajute, să folosești interfața cu maxima programare, atunci ai nevoie de logică și de muncă practică care o faci tu. Și ziua de azi să fii un om cu idei, să pornești de unul singur, n-ai șanse mai mari să, nu știu, vine prima să-ți lasă $1,000,000 în locul unui dischet de un joc care e scris doar numele mare. Deci zic pe programare. Sau neapărat programare, să înveți un tool care să-ți facă viața mai ușoară, e un Adventure Game Studio și că trebuie să scriptezi chestii de bază acolo, sau un FPS Creator, că e cel mai bun exemplu, care e o chestie care poate să e vechi, aportă o versiune nouă acum vreo 2 ani de zile, drag and drop, faci un shooter. Vă recomand ceva să faceți, să terminați un joc în chestia aia, să dați drum. Nu faci deloc programare, efectiv. Drag and drop și trage waypoint-urile cum se ducă inamicii, selectezi imaginea de meniu și that's it. În teorie e ușor. Are vreo 100 și ceva de mii de useri pe o formă de game creator și au și două jocuri, atâția că efectiv publice, care să se ducă mai departe, like, hey, am terminat un joc și mi-am cumpărat atât. Deci, programare. Asta e răspunsul meu în final. Mai zăpăcit. Deci, până la urmă, sfatul tău este dacă ca... te duci de unul singur și n-ai ocazia unui grup de genul care sunt și programatori și designeri sau să faci cursuri care să te învețe cum trebuie, du-te pe programare. Ok. Vreau să mai adaug la programare, măcar că sunt mulți fel din industrie în care când îmi lesa, deci cum trebuie. E oricum și chestia asta, dacă simți că UI și burned out la modul care merge treaba la un post, pe mulți ca developer la o parte de o companie de software, e ideea în care nu mai pleci făcând jocuri de la muncă și ești obosit de făcut jocuri, pleci făcând software, contabilitate, ce vrei tu, și a încercat să-și parcă aici să lucrezi la un joc. Deci există oricum posibilitatea să treci dintr-o parte într-o altă, ca game designer, să duci după aia în altă industrie, dacă nu știi grafică, ilustrații sau ceva de sound engineering, e da, un pic agresiv, dacă vrei să faci o schimbare. Grafic, în special. Cam asta se pupă cel mai ușor. Bine, chiar cunosc mai multe cazuri de persoane care au stat o vreme în game development și după aceea au zis că gata, nu mai place sau ceva, nu vreau să mai fac ca job și s-a angajat. Yeah. Programator să șar.
Altceva? Mai vreți să aflați acum pe urmă, după aia începe pământul? Așa. Acum nu ai ieșit și ascult bine cu la internet. Vreau să fac un meu RPG. Presentarea trecută. Și căutam oameni care să facă iteme și modele 3D și era perioada în care își făcea Miru pentru modele 3D, pentru site-ul lui, dacă știți, el așa a început, dacă ai intrat pe serul lui, spun-o, ai văzut că-i pe aia ceva care se învârtește asta. Și el a venit și băi, vreau să fac eu modele 3D pentru tine și făcuse katana. Făcuse o katana frumos, cred că ceea ce face absolut orice modelator când se apucă de treabă. E o katana la un moment dat în vârful părului. Și azi că vreau să lucrez cu tine la chestia asta. Era un MMORPG la care făceam în programare, serul o să build și cineva a făcut meniu. Restul de 20 de oameni n-au făcut absolut nimic. A picat proiectul, n-a venit apoi a 20 care n-au vrut să depună efort și n-au vrut să muncească pentru Adrie și să aibă 10 milioane. Și a păstrat legătura cu el și la un moment dat și băi, să facem un platformă, că eu stau pe Newgrounds și văd că platforma de mea. Și de acolo apare chestia și a rămas în colaborare și în discuții până acum. Am aici o întrebare care nu sunt sigur că o înțeleg, dar cred că ți se adresează ție. Da. Există vreo șansă să predai un curs în viitor? Nu. Nu. Pe lângă... Poate tot așa ai invitat la... Cred că la da, ceva probleme de academic sunt prezentările pentru gamer, care dacă mă vreți și în continuare, cea mai mare plăcere vin și mă. Cu siguranță. Cu siguranță. Acum, dacă tot... o întrebare interesantă. Într-un univers paralel, dacă ar fi ipotetic să faci tu un curs, ce ai pune în iar? Un curs pe ce nume exact? Game dev, design, programare, chestii? Iasă că nu îți bate-o. Probabil aș face unul despre cum să aplici conceptele de gamificare în absolut tot ceea ce va faci, deci design. Și modul în care efectiv să poți să te menții, să te concentrezi ca și designer la orice proiect ai, găsim chestii din jocuri care poți să le faci să îmbunătățească munca. Workflow, că îți acorzi o mărire și două bucăți de bonus de ciocolată la fiecare task completat sau oră în care n-ai stat să mănânci o țigare sau n-ai stat pe YouTube. Genul ăsta, e o chestie de genul ăsta, să te facă să vrei să lucrezi și să-ți fie mai ușor să lucrezi. Poate face o prezentare, dar vreau despre... De ce? Ar fi interesant. Bun. De sală? Nu. De la ce a venit întrebarea? Și de ce îl cheamă Bogdan? Nu, dar nu îl cheamă Bogdan, e Alexandru Cojucărion. Ah, ok. Am crezut că era un alt amic care la fel zicea și nu am uitat că dacă pleci din industria de jocuri pentru putin, înseamnă că faci profesor. Adică nu am fost regătate, e pe ce îmi spunea. Bine, nu se înțelege că a fi profesor este ceva negativ. Nu, nu, e tot cu fără ale politicianii, tot alte chestii. Da. Mare, dacă reușești să ai succes în gangă, recomand să rămâi în țară sau să plec în loc care? De exemplu, știu... Belbecii este în New York acum. A plecat pentru comunitatea și posibilitățile din New York. Aici mergi prin ea și aici am să dai de oameni din vasul ei. Acolo mergi prin New York și pe lângă băieții cu pistoale și ce se mai întâmplă pe acolo, dacă te duci în zona centrală, unde sunt toate Starbucks-urile și toți indies, găsești un grup de suport mult mai puternic, găsești prezentări zilnice, găsești oportunități și e mult, au avantajul că dacă, hei, salut, eu sunt din America și am făcut un joc, o să zic, hei, salut, eu sunt din România, am făcut un joc, mai multă greutate vine pe ceea ce prezintă băiatul în America. Plus că găsești mult mai ușor oameni care să lucrezi, care sunt mai serioși. Ei deja au ceva experiență la noi, vin și de multe ori se lasă de treabă. Deci pentru asta a plecat. Deci dacă ai succes și poți să te descurci din România, rămâi în România, e chiria de 10.000 de ori mai ieftin. Deci plătești pe un an de zile cât dă selul pe un an, pe o lună. Adică vorbim de 20 ori puse în plus la chirie și transformate în euro. Bine, cel din New York e, nu știu, al doilea cel mai scump fără de lume, ceva de sau al treilea. Deci gândești la unul dintre cele mai bune salarii din ea și gândești că odată la două săptămâni dai jumătate. Odată pe lună dai salariul aproape. Bun. Cost efectiv, rămâi în țară și faci jocul pentru în afară și reviți la prețurile din afară. Adică sunt oameni din America care se mută în București pentru chestia asta. Ok. E ok? Ok. Bun. Chiar cred că a fost o prezentare foarte reușită. Mulțumesc. Dacă sunt traumatizat, sensoare. Da, trebuia să spun ceva de bun.
Așa. Nu, e mai bine, e mai bine așa ca să știe lumea la ce se aștepte. Și chiar înainte de a începe prezentarea, o să spun treaba asta, că nu e nicio problemă. Fără să știu exact despre ce o să vorbești, eu i-am spus lui că cel mai periculos lucru care se poate întâmpla este să ai succes. Deci ne știem faptul că exact despre asta va fi în principal prezentarea. Și, na, practic, trebuie să... Concluzia, până la urmă, cel mai important, indiferent de tot ce s-a discutat astăzi, este că trebuie să vă pregătiți pentru succes mult mai mult decât pentru eșec. Pentru că din eșec, da, ok, e nasol, dar până la urmă avem un grup care e tot mai mare, pe măsură de ce trece timpul, există online, există prieteni. Și dacă jocul e nasol și nu avem noroc, nu știe nimeni despre asta. Da, dacă este atât de nasol încât sunt 10 oameni care l-au văzut, super safe, adică n-are ce să se întâmple. Ok, de treci la următorul. Oricum, ideea este că nu o altă chestie care ar trebui poate să o reținem de astăzi, că ar trebui să vă scoateți din cartea de aia că o să faceți un joc cu care o să vă îmbogățiți. 3-8 ani. Da? Când deci, a primul joc lansat. Cu siguranță, deci trebuie să o priviți ca pe un maraton, dacă nu o spun. Trebuie să faci o dată, înveți, tragi linia, mai faci o dată, înveți, tragi linia, mai faci o dată, da? Asta este. S-ar putea la un moment dat să ajungi la concluzia că nu mai faci domeniul, treceți pe altceva. Poate vi se face de odătoare. Oricum, viața e lungă. Deci nu trebuie să vă imaginați că o să munceți câteva luni de zile sau un an și aia e gata. Deci pe aia o stați pe un iac. Da, îmi cumpăr o vilă mare cu mulți găini acolo și pisici și aia e. Bun. Deja ne lungim, sper să mai putem ieși din facultate. Că văd că am trecut de ora 20. Da, e cam challenge așa, gen la etajul 7. Și am văzut niște scheme la Assassin's Creed. Asta e experiența de gaming. Aici e experiența de gaming. Ok, bun. În încheiere, vă mulțumesc tuturor care ați venit astăzi, îți mulțumesc și ție pentru prezentare și tuturor celor care au avut prezentări vara aceasta, a fost ceva neașteptat, ceva cumva care aș vrea să vă sfătuiesc și voi să încercați să fiți oportuniști, adică să vedeți ce se întâmplă. Eu n-am planificat să ajungem aici, n-am planificat pe această vară să se fi desfășurat cum s-a desfășurat, inclusiv pe tine și pe majoritatea celor care au prezentat, poate Alex, când mi-a fost angajat, a fost mai premeditat, dar restul oamenilor i-am cunoscut în urma acestui grup. Acest grup s-a născut dintr-o întâmplare fericită. În momentul în care vedeți că lucrurile merg într-o anumită direcție, este bine să luați acea oportunitate și să rescrieți playbook-ul, să refaceți planurile. Este foarte important planificarea, planurile nu au nicio valoare. Cam asta aș vrea să spun pe final. Și seara frumoasă, septembrie frumos. și urmăresc pe Facebook, vă țin la curent cu noutățile. Na, mâine dimineața avem și noi o ședință în facultate și urmează să apă și ce ore am și așa mai departe. Deci, în acest moment nu pot să vă spun sigur nimic, dar eu zic că o să fie. Până la urmă, n-are cum să nu fie. Bun, la revedere!